Bună ziua, oameni buni, eu sunt Vali și acesta este primul meu episod de pe YouTube, iar astăzi vroiam să vă să facem un tutorial de adică mai multe tutoriale despre Minecraft. Bun. Voi începe cu o serie de tutoriale, cred că despre Minecraft și nu o să fac în unele episoade o să fac mai puține, iar în altele mai multe, cum ar fi în ăsta. Bun. Să începem. Prima dată am să vă arăt cum să vă băgați o mapă nouă, adică o mapă pe care să jucați pe single player. Ok, să începem. Să zicem că descărcați o mapă. Bun, mie de fiecare dată mi se duce aici în downloads. O luăm pe aceasta. Cancel. Bun. Skybound Parkour. Sau... hai să o luăm pe asta. Bun. O băgăm pe desktop și vedem că este într-o arhivă. Dacă o aveți .rar sau .zip, trebuie să dați click dreapta și extrageți aici. Eu la în română sau eu la în română. La voi poate să scrie extract here sau puteți să o extrageți unde vreți. Nu contează unde, contează să o extrageți. Bun, vă va apărea acest fișier. Acum se aplică pentru Windows XP. La Windows XP intrați aici în Start și scrieți R1 Run. Bun, așteptați și intrați aici. O să vă apară fereastra asta goală. Scrieți aici procent app data procent și dați OK sau Enter. Și vă va apărea asta, bine, poate vă apare mai puține, dar mie așa mi-apare. O să vă apară aici .minecraft, dublu click și vor apărea tot aici mai multe. Intrați în Saves. Aici, de exemplu, dacă creați o mapă, mapa aceea vă va arăta aici un fișier. Bine. Da, un fișier. Acum... acest fișier îl mutați aici. Bine, nu contează, eu deja l-am. Nu contează ce nume are. Poate să aibă orice nume, puteți să-l schimbați și voi. Beach Town, unde e Beach Town? Bun, de exemplu, băgăm lume creativ. Bun. Atunci nu mai stau acum să intru în Minecraft, pentru că voi avea, cred că, puțin lag. Atunci, când o să... cum să vă spun eu? Atunci când veți intra, intrați în single player. Acolo în single player vă va apărea mapa și poate vă va apărea și altele. Bun. Atunci, când, de exemplu, băgați o mapă și nu vă merge. Dacă nu vă merge... înseamnă că este pentru o altă versiune. Adică când intrați în launcher, trebuie să alegeți altă versiune de acolo și pe atunci vă va merge. Bun, acum al doilea tutorial, cum să instalați un texture pack. Da, acesta este launcherul meu, se încarcă puțin cam greu. Bun. Un texture pack. Eu am aici unul sau nu mai știu dacă l-am. Nu știu dacă l-am aici, dar sper să l-am. Nu cred că l-am. Kryptonit. Nu este. Stai puțin. Parkour School. Da. Bun. Aveți o mapă. Aceea cred că o să vă dea tot în WinRAR Archive sau în Zip sau în ce aveți voi. Atunci, intrați la Windows XP, v-am spus, faceți faza cu run, nu știu cum. Aici, la Windows 7, decât scrieți app data și las procent app data procent. Și o să vă bage direct în folderul acela unde este punct, și punct Minecraft și puteți să intrați direct în el. Acum,
Stai să ștergem asta. Cum să băgați un texture pack? Pentru că mulți dintre voi nu știu că intră acolo în an la Minecraft și dau la pachete de resurse și nu găsesc nimic, găsesc decât default. Unii dintre voi... Unde e, mă, folderul ăla? Bine, nu contează. Aici vă va apărea un server cu resource pack. Dublu click. Și să zicem că o să vă dea așa o arhivă. Dați dublu click pe ea și vă va apărea asta. Deci, na, aici decât să vedeți ce are, dar nu, să nu o extrageți, pentru că dacă o extrageți nu o să meargă. Bine, unele trebuie extrase, dar altele nu. O luați direct așa cu arhiva și o duceți în folderul cu resource pick. Bine, stai să văd dacă am eu vreo textură. Stați puțin, flow. Da, sper să am. Deci sper să am. Stați puțin, căutăm de aici. Flow, ceva de flow, nu. Păcat. Nu cred că o mai am. Dar era o arhivă. Și bine, hai să vreau să vă spun un mic sfat. Pe cele, adică de exemplu, de ce este bine să dați înainte să le băgați, să dați dublu click pe ele. Deoarece când trebuie să, de exemplu, nu vă mai uitați la ea. Nu vă mai uitați înăuntru. Atunci când trebuie să o băgați, nu o să vă meargă, sigur. Și de aceea este mai bine să vă uitați în ea, pentru că, de exemplu, aici intrați în ea și vă dă decât un folder cu numele, cu numele texturii. Atunci trebuie să o extrageți. Când găsiți decât un folder, trebuie să o extrageți și folderul băgați aici. Bun. Dacă vă apar mai multe, o lăsați așa, adică de la două înainte. Uitați cum... Da, aceasta este. Am băgat-o din greșeală aici. Flow High Definition. Dacă o băgați aici, nu o să vă meargă. Dați dublu click, vedeți că are decât aici un folder, extragere în desktop. Bine, pe desktop vreau eu, dar voi puteți să o extrageți unde vreți. Se extrage fișierul, acesta este fișierul original. Give me texture entity. Bun. Steve. Da. Cam asta e. Bun, că tot am dat de Steve-ul acesta, vreau să vă arăt cum să modificați skin-ul, adică să îl lăsați așa. Bun, unde naiba era, mă? A, da. Dați, dacă vă apare sub formă de imagine, click dreapta, edit, sau nu știu dacă este edit. Da, edit. Bun. Acum, lupa, unde e lupa? Aici. De exemplu, voi vreți să-i faceți pe haină ceva mai frumos. Luați de aici o culoare și creion sau ceva și începeți să-l colorați. Stați lupa. Scuzați pentru alte sunete care le auziți voi. Bun. Îl colorați cum vreți. Eu o să-i fac ceva pe aici. Să-i fac. Trebuie să țineți cont de dungi. Adică, na, aici nu prea se observă cam până unde este el. Dar vedeți că are asta aici. Deci, aici, de aici, încolo începe altceva. Deci,
aici înseamnă că va fi dunga. Deci până aici. Nu. Încă, până aici. Deci până aici va fi dunga. Bun. Vreau să-i mai fac și eu ceva aici. Deci dunga, da. După cum vedeți, la textura asta este flow high definition, deci să aibă, na, mai multe culori din acestea. Că vedeți, are mai multe din ăștia pe aici, n-are decât unul singur cum are celălalt. Cum are cel simplu, să spun așa. Bun. Bun. Hai că merge. Voi puteți să-l editați cum vreți. Eu vreau decât să fac așa. Bun. Lupa. Faceți cât a fost acolo. Bun. Eu vreau să-i fac aici, la ureche, o pereche de căști. Cum facem acest lucru? Luați la fel și faceți cam și faceți în ăsta, adică se suprapună cu ala. Bine, stați, o să-i facem pe toată urechea. Deci, începem de aici. Da, deci de aici. Fuck! Mi-aș. Mă criticați cu un joc pentru că, na, am mouse nou și până mă obișnuiesc cu el. Deci, începeți de aici. Bun, încercați să faceți... Mamă, cum naiba? Stați câteva secunde să schimb mouse-ul. Am revenit, mi-am schimbat mouse-ul, cu acesta fac mai bine. Ma, da. Eram sigur. O luăm așa mai încet. Bun. Facem pipeta. Unde e pipeta? Bun. Facem tot așa cam de două. Hai mă. Așa. Bun. O luăm până aici. Facem ceva gen asta. Bun. Asta o să vină așa. Și asta o să vină așa. Bun. Acum, înăuntru umpleți cu ce vreți voi. Eu o să mai fac aici o dungă, niște dungi negre. Bun, ceva gen ăsta. Bine, stați puțin. Așa. Ma, bă, deci, pe ultima sută, bă. Fac. Bine, mă scuzați, dar țin mâna prea încordată. Nu-i nimic, luăm pipeta și dăm click aici și după aia facem asta. Eu aici fac ceva de genul, haide mă, give me the galben. Bun, eu fuck this is, fuck you piece of shit. Mamă, cât mă enervează faza asta. Așa. Vreau ceronul. Fuck. Bun. Așa. Și așa. Cum eu vreau un roșu sau ceva, da, red. Nu știu sigur dacă se va schimba de la textură asta, deci, na, nu știu, deci, asta e prima dată când fac și eu. Unde pipeta. Mă scuzați dacă se aude rău la microfon. Na, n-are nimic. Și cam asta este ceva gen... o cască. Acum să îi facem
asta. Facem tot cam de două. Da. Și începem și aici. Bun. Știu că de aici, de undeva am făcut-o. Da, a ieșit mai mare. Bine. Nu o să salvăm acum. Don't save. Sunt obișnuit să fac cam pe la alte texturi. Da. Asta e cam... E cam complicată. Dar așa puteți să faceți... Cum să vă zic eu... Să o modificați. Bun. Assets. Uite, o să o modific Adventure Time Craft. Extrageți fișierele. Desktop. Mamă, ce mult este. Achievement. Nu, deci nu mai fac. Renunț. Bun, deci astea. Pac, 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 pac. Ce copying? Eu vreau delete. Back. Delete. Bun, asta o las aici. Asta o ștergem. Ne pasă de aia. Și cam asta a fost tot. Lăsați un coment, un like, poate și un subscribe. Spuneți-le prietenilor voștri de mine. O să mai fac videouri și tutoriale. O să fac din Minecraft custom maps from subs. O să fac și build battle. O să fac cam de toate. O să filmez din alte jocuri. Deci cam asta a fost tot. Lăsați un share. Bye.